Am avut azi nou termen, sper că ultimul, la judecătoria sector 6. Pentru amenda ce eu am contestat, amenda cea mai mare de 1100 de lei aplicată de poliția rutieră, pe care o filmam și o lăudam că stă cu radarul pe lângă pasajul Basarab, dar ei, nu știu de ce, s-au simțit obligați să mă legitimeze. Am scris și plângere penală, până la urmă mi-a fost respinsă plângerea penală prin ordonanță de clasare, am dat și în judecată și instanță tot așa a considerat. Și judecătoarea azi, am fost uimit că am intrat și am intrat și erau numai vreo 2-3 justițiabili și m-au luat repede, dar e adevărat că m-am dus cu vreo 2 ore mai târziu decât m-au citat, pentru că știu că de regulă se examinează cazurile cu martori, cazurile cu avocați și după aceea abia vine rândul nostru. Și într-adevăr eram al 22-lea pe listă, dar v-am zis, m-am dus cu 2 ore mai târziu și m-au audiat repede. Și judecătoarea mă întreabă, ați adus documente? Și într-adevăr pe site scria că s-a amânat data trecută pe 23, când aveam proces în altă parte și n-am putut să fiu prezent. S-a amânat pentru că să aduc niște documente. Dar eu nu mi-am întrebat ce documente vrea ea. Mi-am dat seama că ar vrea să știe cum a evoluat situația în cauza ce e penală. Și am zis că iată, este o ordonanță prin care mi se respinge plângerea și că s-a pronunțat un coleg al ei din penal care a zis că nu, n-au găsit nimic ilegal în faptele polițiștilor. Și am întrebat numere de dosare, am zis că scrie pe site. Sau i-am spus, mă întreabă numărul ordonanței. Dar ordonanța nu are număr. I-am zis doar data și i-am zis numele dosarului. După care, în mod surprinzător, ochelarista îmi zice, mai aveți ceva de adăugat? Dar eu eram pregăsit cu tot dosarul să spun ce și cum s-a întâmplat. Și după aceea tot ea adaugă că noi am reținut atitudinea, observațiile dumneavoastră. Am citit și eu înainte de asta contestația pe care m-a ajutat și am scris-o avocatul Dumitru Popușă, atunci, în mai, când a fost amendat. Și sunt argumentele foarte bune pe care le-aș fi invocat și eu, și dreptul la libertate, și dreptul la justiție. Dreptul la libertate el nu l-a invocat, eu l-aș fi invocat. Articolul 5 din Convenție, că ăștia m-au privat de libertate, m-au percheziționat, și libertatea de exprimare, articolul 10, pentru că eu, de fapt, am fost pedepsit pentru că filmam. Și în situația aceea în care ea mi-a zis că o reținut, eu nu țineam minte când i-am povestit eu chestia asta. Pe judecătoare nu țin minte, sala în care aș fi stat, țin minte. La judecătorie sector 6 n-am decât 2 dosare și n-am fost decât la vreo 4 termene până acum. Dar nu țineam minte când și cum i-am povestit. Totuși, dacă ea mi-a zis că știe ce am spus inițial și suplimentar la asta n-am avut nimic de zis, am strâns din umeri și am zis că gata. Și mi-a zis, așteptați dar pronunțarea, ceea ce n-a spus niciun termen. Deci poate fi și în seara asta, poate fi și mâine, poate fi și peste o lună, cum se întâmplă în instanțele românești. Deliberare sine die. La noi, în Republica Moldova, dacă zice deliberare, se retrage și poate să stea maxim câteva ceasuri, dar iese după aceea cu măcar dispozitivul, sentințe, hotărâri și tot așa. Și m-am retras, dar după aceea m-am gândit, băi, că eu aș fi putut să zic măcar ceva, încă o concluzie, o idee, că am văzut că după aceea, după mine, ultimul dosar care s-a examinat, numărul 4, pentru un site de internet, avocata venită de la Cluj, omelițat, și avocatul care apăra interesele altei părți, omelițat. Băi, iată de ce nu m-am făcut avocat. Pentru că vorbești mult și inutil. Totuși, despre dosarul acela aș fi spus încă o dată, i-aș fi amintit judecătoare, dar sper că e destul de inteligent încât să înțeleagă, chiar dacă colegul ei din penal n-a văzut abuzul polițienesc sub aspect penal, dar a fost o răfuială a polițiștilor pentru că îi deranjam cu filmatul, pentru că ei cel mai probabil făceau chestii ilegale acolo. Dar cât am stat azi în sală și așteptam să-mi vină rândul, nu foarte mult, dar am reușit să citesc pentru că nici nu-i foarte mult scris, am reușit să recitesc referatul cu propunerea de clasare a cauzei pe care l-a făcut polițistul de la poliția judiciară,
Percea Ștefan, despre care vă spuneam astăvară că am fost la el și m-a audiat și era foarte prietenos și înțelegător și punea întrebări despre cum s-a purtat polițiștii din poliția rutieră. Ordonanța e pe o singură pagină. Mai rar vezi așa ceva. În schimb, referatul lui Percea e pe vreo 5 pagini și are o grămadă de inepții. În primul rând, cei mai grav, el îi inventariază pe toți polițiștii care apar în video și care erau vreo 3 echipaje de poliție, erau acolo la fața locului, inclusiv acele 3 polițiști pe care șeful lor, cel fără șapcă, le-a zis ia, lămuriți-vă cu acela și ele n-au făcut nimic. Și-au pus chipiu și s-au dus la șef să întrebe, dar pentru ce să-l lămoresc cu acela? Adică ele nu înțelegeau care e problema și foarte bine au făcut. Cele 3 polițiste apar aici cu numele. Și apar și complicii șefului care au venit, m-au împresurat, m-au intimidat și unul dintre ei chiar m-a amendat. 2 m-au escortat până la poliție, tot ei, până la mașina poliției, tot ei m-au percheziționat, ceea ce consider că e foarte grav, și unul dintre ei m-a amendat, Cațan Tudor Dragoș, l-ați văzut că se prezintă și cu insigna, cred că nu și-a prezentat legitimația, dar ceilalți toți refuzau să se prezinte. Marin Marian, presupun că e șeful lor, Rusta Nicolae, Marinescu Emil Daniel, din Poliția Rutieră, Bădiță Robert Andrei, Popescu Alexandra Adriana, Pană Raluca Adriana, probabil e Pană, dar nu se citește bine aici, și Mihai Ioana Melania, din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Brigada Rutieră. Concluzia polițistului din Poliția Judiciară e că au acționat conform regulii, conform legilor și cei strigători la CEDO și enervant pentru mine că iată sentința a judecătorului, a magistratului, dar și a procurorilor a fost că nimic n-a fost ilegal în chestia asta. Pe când spun despre mine tâmpenii, iată în documentul ăsta și ei spun, dar și el constată că aș fi că i-aș fi insultat, că i-aș fi înjurat. Pe când video, primul video pe care l-am făcut live-ul pe Facebook era chiar laudativ la adresa poliției cât de necesar e să stea cu radarul pe pod. Și l-am pus în discul video și care l-am dat la procurori, și care l-am dat la poliția judiciară, și cel care e în instanța de judecat, care acum trebuie de ce dacă rămân sau nu amendat cu 1100 de lei. Deci, o amendă care mă falimentează dacă va trebui să o plătesc. Și polițaiul ăsta Percea zice că i-aș fi înjurat cât stăteam, cât făceam live-uri, live-ul pe internet, pe YouTube și pe Facebook și n-aduce exemple de înjurătură. Dar după aceea, într-o explicație, într-o întâmpinare, spune că i-am făcut milițieni. Da, îi compar cu miliția lui Ceaușescu și uitați-vă întâmpinarea cât e de penibil făcută. Fiecare al doilea aliniat se repetă. Iar la urmă chiar au făcut copy-paste. Astfel, procesul verbal de contravenție boldit încă, evidențiat, e atât de important, încât l-au repetat. Deci, din Răducu și cu Mărcoșanu Ionuț, nu știu care dintre ei, consilier juridic probabil am tocmit asta, dar Mărcoșanu Ionuț a semnat, sunt niște incompetenți amândoi sau rău intenționați niște complici cu cei care m-au hărțuit pe stradă, împreună cu Percea Ștefan și cu cei pe care i-am pomenit de pe pasajul Basarab de lângă Cotroceni, de lângă Grozăvești, în spatele grădinii botanice. Pe parcursul interacțiunii cu polițiștii, Brega Oleg a refuzat în mod repetat să se legitimeze, să prezinte actul de identitate ori să comunice datele necesare pentru stabilirea identității. Dar eu eram live pe Facebook, spuneam numele meu și le-aș fi dat și buletinul dacă ei se legitimau sau își motivau legitimarea mea.
Pentru că nu poți așa să-l intimidezi pe oricine, vă rog actele la control, dacă nu există un temei legal. Asta e valabil oriunde în Europa și în Republica Moldova și în România. Nu poți să-l legitimezi pe om. Degeaba o grămadă de internauți, hateri, agramați și inconștienți spun, băi, polițist și... Da, până acum așa vă trata poliția și miliția și jandarmeria. Actele la control, fără ca să existe vreun temei, doar ca să te intimideze, doar ca să vadă cum reacționezi. Dar în lumea civilizată, actele la control se zice doar dacă ai încălcat ceva. Și asta scrie și în legile românești. Dacă ai comis vreo infracțiune sau ești pe cale să comiți măcar o contravenție. Ce contravenție comisesem eu? Că stăteam în deal la 10 metri și filmam dintr-o parte cum niște polițiști cu radarul fac ordine în trafic. Care era contravenția? Ei după aceea m-au amendat că am și refuzat să mă legitimez. Dar până am mă legitimat, care era temeiul să vii să mă legitimez? Ce fel de injurii de la distanța aceea? Ce fel de injurii puteai să audă ei de la distanța aceea? De ce a trebuit să vină să mă cheme la ei? Era clară intimidare, probabil pentru că i-am deranjat când ei făceau chestii. Nu tocmai legale. Se ceartă cineva afară. O să-mi scot camera să documentez.